Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o nouă citire pentru cei născuți în zodia leului sau cu soare, lună, Venus, ori ascendent în zodia leului sau soare progresiv, lună, Venus progresiv și ascendent în leu. Pentru februarie 2019 am văzut mai devreme șapte de spade care adesea reprezintă minciuni. Fiți atenți ce mai este dat. Depășiți o perioadă de suferință. Poate suferința v-a provocat o fecioară, poate nu, poate un semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Oricum, este posibil stând să vă gândiți la spiritualitatea voastră, la vindecarea voastră, să pierdeți o oportunitate emoțională, o relație, o ofertă. Oricum, unii dintre voi sunteți oarecum cam supărați. Ia uite, da, trei de spade. Ceva s-a întâmplat, ceva v-a rănit inima. Nu neapărat ego, chiar inimioara, că sunteți foarte inimoși voi, cei născuți în zodia leului sau cu lună. Cred că am văzut și soarele în lună, Venus. Sau, ia uite, aveți de luat o decizie să vă conectați la intuiția voastră, pentru că altfel n-aveți cum. Intuiția vă spune cel mai bine ce aveți de făcut. Haideți să tăiem și cărțile, văd că ele vor să vorbească. Da? Soare, lună, Venus, ascendent. În leu, februarie 2019. Ok, leisure. Lună, 2 de cupe. Foarte frumos. Opa, diavolul. 8 de băte, 6 de spade, ce vă e frică, ce vă doriți, marele preot, ce reușiți, ia uite, iarăși hermitul, dacă nu l-ați fi văzut cu mine, sau eremitul, aș fi zis că nu e adevărat. 2 de monede. Da, cineva trebuie să decidă că sunteți voi, că sunt ei. Valetul de spade, 9 de cupe, regele de monede, de ce vă e frică? Iar, două de spade, da? Cum cărțile chiar doresc să vorbească, să ne transmită niște mesaje. Ce vă doriți? Două de spade, să luați o decizie. Ei, mai degrabă ei. Și ce reușesc? Șapte de monede. Să vedem, energia comună este valetul de cupe. Cred că e vorba de un copil, cred că e vorba de un scorpion. Poate cineva a avortat o sarcină, da? Regina de băte, poate o persoană în semn de foc să fie avut o sarcină, o aventură cu cineva, da? Ia uite că a avut și asul de băte. O aventură, în fine, o situație pasională cu cineva, o persoană destul de aventurieră. Cred că ori ați terminat relația, dar simt că pentru unii e valabil un avort. Asta poate să reprezinte o sarcină și cu moartea, da, omorârea sarcinii, da, unii dintre voi. Pentru alții, unul dintre voi încearcă să pună capăt unei relații cu o persoană născută în semnul mai degrabă al berbecului, poate să fie și leu, poate și să fie și săgetător, sau un scorpion, vreau să pună capăt relației cu dumneavoastră, da? Și dumneavoastră v-ați pierdut pasiunea pentru el, da? Există și varianta asta. E vorba de pasiune. Cineva vrea să înceapă o nouă pasiune, eventual în altă direcție. Asta pentru că în trecut o ofertă de dragoste le-a adus o stare de stres mental. N-au putut să facă față acestei oferte de dragoste. Dacă voi le-ați oferit-o, sau ei v-au oferit-o dumneavoastră, știți mai bine, cineva a oferit o dragoste cuiva și le-a adus mai mult stres decât dragoste. Oricum, acest valet de cupe poate să însemne, în cazul în care nu e un copil, în cazul în care nu e o sarcină, poate să însemne și un mesaj de împăcare. E un mesaj emoțional, e un peștișor, poate să fie un cadou, poate nu-i pe măsura acestei energii atât de intense, dar cineva se gândește la acest mesaj. Da? Valeți, în general, sunt mesageri sau copii sau, în fine.
Haideți să vorbim despre voi, lei. În inima voastră, 2 de cupe. Poate să fie o persoană născută în semnul racului, al peștilor sau al scorpionului, că nu degeaba a apărut și semn de apă, da? Apă, apă, da? De care vă simțiți că e vorba de lună. Vă simțiți foarte conectați. E o relație foarte profund emoțională. E o relație în care voi comunicați și la alt nivel, nu doar cuvinte, și pe calea gândurilor. E o relație care vă poate vindeca sufletelul sau voi le puteți... Oricum, comunicarea dintre voi vă vindecă sufletul unul altuia. Simțiți nevoia să vă vindecați sufletelul lângă cineva care vă înțelege nevoile emoționale. Vă doriți, dar e o dorință emoțională, sufletească, e lună, să comunicați cu sufletul pereche în cazul în care nu l-ați întâlnit, să-l întâlniți. Diavolul, în mintea voastră, diavolul, vă gândiți la diavol, cineva vă tentează și cred că ați fost tentat, că nu degeaba a apărut și regina de bâte în poziție inversă, nu degeaba a apărut și asul de bâte și asul de cupă reprezintă adesea o dragoste adevărată. Acesta poate să reprezinte și o aventură uneori. Oricum, există o tentație. Poate să fie un capricorn. Da, aveți ascendent lună, Venus în leu, nu contează. Vă gândiți la un capricorn. Ăsta e semnul lui Saturn, al lui Capricorn. Sau, deși vă doriți sufletul pereche, deși comunicați foarte bine emoțional cu această persoană, ori față de ei, ori față de altcineva, mental vă simțiți legat de cineva toxic, de o relație toxică. E o persoană care are niște tendințe ciudate, poate către băutură, poate către alte lucruri mai dure, poate violent în comunicare, în felul lor de a se exprima, poate doresc să facă jocuri mentale, că tot e Mercur, da? Cineva care vrea să-și impună. Cineva care vrea să-și impună părerea cu forța aproape, o forță mentală. E Mercur, da? Joc de putere la nivel mental. Vreți să comunicați, da? Că avem valetul de spade la ei, la voi, nu contează. Unul vrea să comunice, altul nu comunică, pentru că vrea să-și arate superioritatea, ego-ul. Sunt multe, deci sunt și frice și ego la nivelul lui Mercur. Că sunteți voi, că vă gândiți la cineva care face lucrul ăsta cu voi, vă joacă ego-ul, rămâne de văzut. Ce manifestați în public sau în relație cu această persoană? 8 de bâte. Poate că ați dori să călătoriți, dar cred că undeva vă exprimați cu mare pasiune, puneți pasiune în ceea ce faceți. 8 de bâte reprezintă evident semn de foc, leu, săgetător, că toți sunt bâte, sunt săgeți sau berbec. E vorba de comunicare, de călătorie la distanță, poate o relație la distanță care vă pune la încercare. Știți că e un suflet pereche cu care puteți comunica foarte bine, dar ei sunt foarte, foarte mândri și vă provoacă ego-ul la maximum, da? Poate și asta. Da? Este o carte care exprimă o relație la distanță și mesaje care vin pe calea aerului. Ce sunt semne? Mobil, Facebook, Twitter și toate câte mai sunt. Repet, poate să fie și o călătorie. Poate, eu cred că vă doriți ca ei să vină înspre dumneavoastră, pentru că vă e frică să plecați. Vă e frică să lăsați în urmă ori acest diavol care vă leagă într-un fel sau altul mental. Ce vă face? Cățelul meu are chef de joacă, cățelușul meu, da? Poate să fie altă persoană, nu cea de care vă simțiți foarte atașați, da?
Aceasta e o persoană pură, pe când aceasta este impură. Poate cineva din trecut, poate cineva din prezent, știți mai bine, de multe ori nici nu putem, dintre multitudinea de cunoștințe pe care le avem, ne este greu să depistăm cine este cel care ne provoacă greutăți în relații noi, cel de lângă noi sau o altă, a treia persoană, da? Pentru că e a treia persoană care s-a băgat, a treia persoană, diavolul însuși, între cei doi, îi leagă într-un fel mental. Ok, și vă e frică că nu puteți să plecați din aceste valuri tulburi, din această relație, din această sclavie mentală. Uitați, Mercur mental, o sclavie mentală. Cineva poate vă face ceva. Poate vă face ceva. Vă doriți ca eventual sufletul vostru pereche să vină la voi, da? Să vă bucurați de această superbă comunicare, da? Dar pe de-o parte mai e și acest diavol. Ce vă doriți? În cazul în care cineva v-a făcut ceva, vă doriți să mergeți la preot, să vorbiți, să vă spovediți, să lucrați cu partea voastră spirituală, religioasă, să primiți sfaturi, eventual să vă duceți la un maslu, la un maslu, da? Să vă sfințiți lucrurile, să vă protejați de această tentație, de acest diavol, pentru unii dintre voi. Pentru alții, pentru că în cartea în poziția dorințelor, v-ați dori o relație de lungă durată cu această frumoasă conexiune pe care o aveți cu, posibil să fie semn de apă, dar nu e obligatoriu, da? O relație pe care v-ați dori să o transformați într-o căsătorie. Dar nu știți când. Nu știți când. Pentru că nu puteți încă scăpa de acest diavol și pentru că nu scăpați, în februarie încă manifestați eremitul, hermitul, cum vreți să-i spuneți. Intrați într-o stare de izolare. Poate nu vă, dacă vă întâlniți cu oameni, sunt întâlniri generale, nu intrați într-o relație emoțională pentru că deja sunteți atașați de două persoane. O persoană foarte pământeană și toxică și una foarte emoțională și spirituală. Una e frumoasă, după cum vedeți, sunt pur, sunt atât de docil, ca niște copilași. Sunt simpatici, cealaltă e foarte, foarte intensă. Poate să fie, nu știu, de uneori mă gândesc și la Scorpion, că și ei au tendința să fie... Nu e obligatoriu, evident, nu vă supărați pe mine. Pot să fie toxici uneori. Dar nu e vorba de zodii, e vorba de combinații astrale, în fine, nu marșez pe zodii foarte mult. Da? Și pentru că sunteți deja între două relații, una bună, alta nebună, da? Dacă vă întâlniți, sunt întâlniri generale, nu intrați în vreo relație, pentru că vă interesează relația cu voi înșivă. Eremitul este o persoană care se duce la biserică, da? Nu degeaba aveți marele preot în poziția dorințelor. Aveți nevoie să mergeți la biserică, la o mănăstire, într-un așram, da? Să vă rugați, să stați singuri, să vă puneți întrebări. Cum am ajuns eu să fiu legat de această persoană care nu mă face deloc fericit, fericitul? Poate cineva de la servici, poate să fie un job care vă intoxică, poate să fie un superior sau un coleg, nu contează, da? Care vă face zile fripte. Oricum, energia poate fi explicată în fel și chip, luați-o ca atare. Februarie asta va aduce într-un final remitul și ar fi bine dacă v-ați găsi răspunsurile, dacă v-ați conecta la spiritualitatea voastră și dacă v-ați găsi lumina în întunericul în care sunteți oarecum obligați să mergeți tocmai ca să vă regăsiți. E tentația, da? În care ați picat la un moment dat și din care vă e greu să ieșiți. Și totuși, sufletul vostru pereche, sufletul, flacăra geamănă, chiar dacă nu este încă în viața voastră, o simțiți nevoia să o conectați măcar la nivel emoțional. Să vă conectați spiritual cu ei și poate ei într-un fel vă ajută, vă dau din energia lor. Da, revin în partea a doua și cu partenerul, partenera voastră.